tuturor și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi sunt la prășit, dar nu sunt singur, avem acolo și Românescu, un 650, două prășitoare după el. Acum colegul face pauză de masă. Lucrăm în schimburi, am intrat în schimburi, la asta mă refer. Am făcut deja, am prășit ceva, până acum stai să vedem cam cât am prășit. Undeva la vreo... Bă, cred că avem vreo 50 de hectare deja prășite, liniștit. Deci avem vreo 50 de hectare prășite de porumb, Încă floarea mai poate aștepta un pic. După cum știți, nu știu dacă știți sau nu știți, floarea ne-a însemnat un pic mai târziu și de aia mai poate aștepta un pic. În schimb, la porumb, cam așa e porumbul la noi, nu știu dacă se vede, nu mă uit în partea dreaptă. E destul de făinuț. Chiar dacă aici s-au semănat în condiții, niște condiții atât de urâte. A fost și crud când am semănat, a fost și dat doar o singură grafă. Deci a fost nivelat numai arătura, sau scarificat, cred că aici a fost scarificat. Deci scarificatura a fost numai nivelată. Odată cu o grapă normală, nu o grapă rotativă, nu vă gândiți la freză, ci o grapă normală. A fost nivelat odată, bă, dar ce pietroc, că ăla e pietroc acolo. Hai, da. Ha. Și asta vă ziceam că a fost dat o singură grapă, cât de cât așa, a fost nivelat numai cât de cât, nu a fost... Nu vă gândiți că a fost nivelat, wow, așa, cât de cât. Și am venit și l-am semănat, bă, și la cum a arătat și ce condiții au fost de semănat. Păi porumbul ăsta e nota 10, mă, semănătoarea, de fapt, semănătoarea e nota 10, că o băgat acolo unde trebuie. Aici am semănat cu un maxim ăla. Deci o băgat acolo unde trebuie, sămânța și la adâncime. Și uitați ce bine arată porumbul. Extraordinar. Aici în față avem floarea lui Nicolae. Sunt curios să văd cum arată. Asta a fost semănată cu 12 km. Bă, dar ce faină e. Fii atent, acolo exact plantă lângă plantă, nu au relipsuri mari. E acolo plantă lângă plantă, n-are lipsuri. Ah, ce faină e, că e răsărită. Nici nu mă așteptam să fie așa frumoasă. Asta a fost semănată destul de târziu și destul de măricică. Înseamnă că a noastră prima semănată trebuie să fie mai mare. Ar trebui să fie mult mai mare. Deci am tăiat un pic, n-ați văzut nimic. A venit un pic pământul așa și atunci prășitoarea mi s-a dus un pic în stânga. Acolo avem și un iepuraș. Hai că am lăsat-o mai încet să pot redresa. Plus că avem și curve aici. În mod normal la prășit, nu în mod normal, cam așa ar trebui să faci. La prășit nu te uiți numai în față și eu am făcut prostia să mă mai uit și în spate. Dar mai nou ne-am reglat oglinzele frumos, nu mai trebuie să mă uit în spate, văd exact în oglinzi, văd aici în oglinda din dreapta de sus, rânduri, dacă cumva calc, am vrut să zic, cumva tau. Văd în oglinda din stânga, văd în oglinda din dreapta, deci nu mai trebuie să mă întorc în spate. Bă, dar chiar că e faină floarea asta lui Nicolae. Fac capete la parcela asta, fac capete rotă, bine. 4 capete am trasă. Cred că nu trebuie să vă mai explic de ce am 4 capete trasă. Pentru că la 4 capete am 3 headere de combină exact, pot să le recoltez și după aia, cum e ecuită, parcela asta e destul de ecuită. După aia am liniștit, pot să intru în parcela să fac fără nicio problemă. Deci am porumbul ăsta, aș putea merge un pic mai tare.
liniștit, aș pe camera un pic mai tare, că e destul de măricel. Schimb acolo, dincolo, acolo e colegul cu 650, am fost și eu, dar am venit aici să fac parcela asta, că vreau să testez exact cât îmi bagă din nou la hectar prășitoarea, că ceva nu-i convine cu îngrășământul ăsta și atunci eu mai testez să văd dacă îmi bagă binișor. Și el a fost dincolo și acolo e un pic mai micuț, mă, porumbul. Deși a fost semnat cam deodată. Cam în aceea zic, aici am semnat prima dată și după am trecut dincolo. Și aici e un pic mai măricel, adică cred că l-a trecut destul de bine pe ăla, dar nu înțeleg cum. Și zice că aceleași condiții de semnat a fost aceeași dată și totuși ăsta l-a trecut pe ăla. Acum dacă vă întrebați cumva câte kilograme băgăm la hectar, băgăm 250 de kilograme de nitrocalcar. Aici îmi place cel mai mult, aici vine în curbă. Îmi place să prășesc în curbă. Hai să vedem dacă reușesc de data asta. Cred că deja am și tăiat. Ne uităm imediat în spate să vedem dacă am tăiat. Ce să tai, mă, că profesor la prășit, mă. Bine, am tăiat un pic acolo în curbă, că am văzut în oglindă. Un pic am tăiat din el. Nu-mi place deloc să prășesc în curbă, deloc nu-mi place. Deci nu e chiar greu, dacă știi exact pe unde să mergi, e ok. Hai că am terminat și parcela asta. Hai să facem un plin. Ridică mai sus un pic. Hai. S-o băga și Petrică la prăjit. Hai! Ce mai încolo? Hai! Bă! Și covorașul jos. Mergem acolo să vedem unde a rămas Petrică. Asta trebuie să șterg un pic cu cărba, dar face treabă și ștergătorul. Am mai înainte zis la radio că mâine e posibil să avem ceva averse, la care sperăm am de ceva timp. Deci dade. Le vom și avea. Asta parcă a fost mai mare un pic, dar a fost semănat în aceea zi. Ceea ce e interesant. Nu știu cum, dar e interesant. Hai să vedem pe unde a rămas Petrică.
pe aici, pe undeva ar fi trebuit, mai în față. Bine, a băgat. Aici undeva ar fi trebuit să fie. Hop, hop, hop. Bam, bam, bam. Bă, dar bine, mers Petrică. Aici încă o mers. Aici. 2, 4, 6, 2. Ideea e că... Hai să mă lăsă asta mai jos. Așa. Ideea e în felul următor. Una fac, una lăs. Una fac, una lăs. Atunci Petrica poate intra sau... Domnul Dăluț poate intra exact. Adică una rămâne lui, una mie. Una lui, una mie. Așa mergem unul după altul, cum ar veni. Și noi încurcăm la cap, că nu stăm unul după altul. Și putem merge liniștiți, liniștiți. Salutare, o nouă zi, o nouă parcelă pentru noi cel puțin, că dimineața a fost Nicolae și cu celălalt coleg în altă zonă. În schimb eu și cu domnul Dănuț. El e tot cu UTB-ul, așa să nu blochez sunetul, să se capteze cum trebuie. Noi am intrat într-o parcelă nouă, adică am venit într-o zonă nouă. Asta e o parcelă de 22 de hectare, plus mai are încă un adițional lângă ea, deci noi în aceeași parcelă. De vreo, stai că nu mai știu exact, 4 sau 5 hectare, cam 4 și ceva, aproape 5 hectare încă și în aia, deci 22 plus 4, 26, 27, pe acolo, pe undeva ar trebui să bată. E ora 6 imediat, după masa, deci 6 seara, 18, ora 18 mai exact, ca să fie clar pentru toată lumea. De la ora 4, adică de la ora 16, se anunța ceva ploi. Vedeți și voi cam ce nor de ploi avem aici. Da? Deci o ploat de numai. Nu mai putem lucra, atâta o ploat. Din partea aia ar fi trebuit să vină ceva, cam de acolo vine la noi ploaia. Nu-mi prea vine nimic. Dacă nu mă credeți, cât e ora aveți aici, aveți acolo un ceas și mai aveți și aici unul. Da, deci ploaia noastră care trebuia să fie nu prea îi nicăieri. Cam așa face în ultimele două săptămâni, aproape trei săptămâni. Mamă, ce nu-mi plac dâmburile astea, că de obicei când sunt dâmburi din astea așa, când se înclină tractorul stânga-dreapta, de obicei atunci mai tau. Acum, de data asta n-am tăiat, mă uit acolo în oglindă și nu am tăiat. O să vă arăt imediat și în spate ce mai rămâne după mine. Că în față acum tot vedeți în față, dar vă arăt și în spate, imediat vă arăt. Aici vine o zonă mai înclinată, adică aici stau un pic înclinat înspre dreapta. Aici este în dreapta mea, este o groapă, nu știu dacă se observă, și aici de obicei tau. Hai să încerc, sper ca măcar acum să nu tau. Să mă duc un pic mai pe stânga decât în mod normal, care are prăjitoarea un pic de alunecare spre dreapta. Și atunci eu dacă merg un pic mai spre stânga, stai să întorc și camera să vedeți ce se vede în spate. Dacă reușesc, dar de fapt o să mă opresc, că nu pot să și merg, că aș putea merge pe GPS, dar nu știu care e treaba cu linia, că nu ține linia. Nu știu care e șmecheria, pe linia de la semănat, dar nu vrea, nu e ok, ceva nu-i bate. Ne uităm în spate, am tăiat ceva. Bă, aici n-am tăiat, e ok. E ok, îngrășământ, bagă la rând. Nu știu dacă se vede. Dar e ok. Suntem în grafic. În schimb, eu tare îmi doresc ploaia. Mă, fiți atenți aici. Deci, fiți atenți. Dacă vine ploaia astăzi, eu mă filmez cum dansez în ploaie. Deci așa ceva nu cred că ați mai văzut, dar eu mă filmez cum dansez în ploaie. Dacă vine ploaie, uitați, aveți promisiunea mea că dacă vine ploaie, mă duc și mă filmez acolo în ploaie, cum dansez, mă dansez în ploaie, am vrut să zic. Bun, hai că ne vedem la următorul video sau ne vedem la dansul ploii. Sau o să fie dansul de fericire a ploii.
Hai să facem și o mică promovare. Am două canale la care o să fac promovare. Unul Mădălin Agro, dar vă las link în descriere. Deci mergeți în descriere și aveți link exact către canalul de YouTube. Băi, băiatul ăsta se ocupă destul de fain, îmi place. Adică face treabă bună. Dați aici așa un subscribe și porniți și clopoțelul. Așa, pac. Dați aici tot, exact așa cum ați dat și la mine. Bun, și următorul canal o să Dorian Ib. Așa. Este vorba de acest canal de YouTube, exact la fel, subscribe și porniți-vă clopoțelul. Bă, e un băiat care vă explică multe chestii pe gratis, deci vă dă multe informații pe gratis. Vă spune despre erbicide, vă spune despre îngrășământ, vă spune despre bolile plantelor, cum vedeți aici, boli. Deci foarte, foarte multe. Eu zic că merită să-i dați o abonare, să-l urmăriți chiar și pe TikTok. Bun, asta fiind spusă, vă mulțumesc că ați fost aici.